ziua tuturor! Bine ați venit! Sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Mă bucur foarte mult că putem să ne vedem cu toții împreună aici, într-un mod cât mai fizic sau hibrid cu putință. Le mulțumim celor care participă fizic în Amfiteatru K1 din Universitatea Politehnică din Timișoara, dar și celor care ne urmăresc în online. Și să sperăm că acest workshop pe care l-am numit primul workshop de transformare digitală, care este organizat de către Universitatea Politehnică din Timișoara cu tema de educație digitală, va suscita interesul dumneavoastră. Acest workshop este susținut în principal prin cadrul unor programe finanțate de către Uniunea Europeană, programul Erasmus Mod IT, cel pe care îl și vedeți primul pe ecran în prezentare și care este cel cu care vom începe prezentările, urmat după aceea programul Acadigia de dezvoltare de competențe digitale în universitățile tehnice, de proiectul dedicat infrastructurii de blockchain pentru educație în România, EPSIFORO, și vom finaliza cu un proiect nou, OpenDCOMP Edu, care este dedicat dezvoltării de competențe educaționale digitale pentru profesori. Și voi începe cu primul proiect, Mod IT, care a încercat să dezvolte parcursul a 2 ani și jumătate competențele digitale pentru profesorii din învățământul superior. Este un parteneriat foarte mare, care este coordonat de către Fachhochschule de Mittelstand din Germania. Avem ca partener Kaunas, Universitatea Kaunas de Tehnologie, Universitatea Anadolu, Universitatea Porto și, bineînțeles, Universitatea Politehnică din Timișoara. Ce și-a propus proiectul Mod IT în special? Să-și modernizeze curricula prin însușirea tehnicilor și modalităților de predare în regim online sau în educația online, prin, să zicem așa, această modalitate nouă de tip MOOC, care înseamnă Massive Open Online Courses, care sunt cursurile online dedicate învățământului de obicei non-formal sau informal, dar care în ultimii ani au prins, de fapt aproape în ultimii 8, 9, 10 ani, au prins foarte mult pentru formarea continuă a celor din învățământul superior. Ne bucurăm foarte mult că acest proiect a avut un succes destul de bun și că ceea ce noi ne-am propus să dezvoltăm, adică dezvoltarea și a curriculei și a trainingului, a pilotării, cum spunem noi, pentru cei din învățământul superior, a fost destul de bine primită și că foarte multe cursuri din universitățile noastre au fost modificate. Pe ce s-a bazat acest proiect? S-a bazat, bineînțeles, pe tehnici de design thinking, care reușesc să îmbine într-un mod mult mai dinamic și mult mai flexibil și interactiv metodele de dezvoltare curriculară și metodele prin care noi putem să ne modificăm curricula și structurile de curs. Pentru început, în acest proiect am făcut o evaluare a competențelor digitale, educaționale a profesorilor din universități. Toate aceste unelte sunt în continuare deschise, sunt libere. La sfârșit veți avea câteva link-uri pentru ele și veți putea să le urmăriți și să le faceți, adică să faceți activitățile în continuare. În cadrul acestei evaluări de competențe digitale am încercat să putem să vedem de ce este nevoie și cum ar putea fiecare profesor să-și evalueze aceste competențe încât să-și poată da seama ce anume este important să studieze pe viitor și cum ar putea să își facă această dezvoltare profesională încât să poată să-și îmbunătățească curricula. Toate acestea s-au bazat, după cum vedeți, pe structuri pedagogice, instrucționale, le zicem noi, pentru dezvoltarea ceea ce se numește student-centered learning, învățarea centrată pe student, competențele destinate învățării online, competențe care sunt relaționate de tehnologie și, bineînțeles, câteva competențe de integrare a acestor tehnici în învățământul formal sau tradițional. Această unealtă a dus până la urmă la dezvoltarea unui curs, un curs de training dedicat profesorilor universitari, care este liber, foarte mulți l-au și urmărit și o să-l și vedem astăzi un piculeț, și care se baza pe 5 module. Dar în cadrul acestei
unelte de dezvoltare. Ne-am bazat, bineînțeles, pe taxonomia Bloom. Cei care lucrează, să zicem așa, în mediul instrucțional cunosc că este taxonomia pe care noi o știm cel mai bine în dezvoltare și care dorește să își poată stabili pe cele 5 trepte de evaluare competențele pentru fiecare dintre zone. De la ai auzit de ceva până la poți să dezvolți sau să proiectezi un anumit produs într-un anumit mod. Ceea ce este foarte important este că în urma acestei unelte de evaluare, care noi am rulat-o anul trecut în plină pandemie, deci proiectul a fost cumva puternic influențat și de educația online din această perioadă, a început cu câteva luni, 3-4 luni înainte de pandemie, de fapt, de începutul pandemiei și de fapt a fost puternic influențat de dezvoltarea educației digitale și a educației online și cumva foarte multe dintre răspunsuri au fost și influențate de aceasta și după cum vedeți, foarte mulți au răspuns la acest chestionar. Spre surprinderea noastră, foarte mulți au fost doamne, ceea ce ne arată în continuare interesul pentru dezvoltarea personală a doamnelor și a femeilor din învățământul superior, pentru că toți respondenții au fost din învățământul superior, din universitățile partenere și pe noi ne-a bucurat destul de mult și faptul că am avut așa o plajă destul de vastă de vârste și de dezvoltare. Cei mai mulți dintre ei, după cum se vede, au spus clar că ei și-au dorit foarte mult să își învețe și să-și îmbunătățească aceste competențe digitale care se bazează pe învățarea și pe educația online, ceea ce a fost, din nou, puternic influențat și de perioada în care s-a desfășurat această autoevaluare a fiecăruia. Sunt 42 de întrebări cu mai multe niveluri, deci e o unealtă care încearcă să evalueze cât se poate de corect competențele de dezvoltare a unor cursuri și de asemenea cei mai mulți dintre ei și-au spus că doresc să își poată dezvolta aceste competențe și pe baza taxonomiilor lui Bloom și a modului de dezvoltare interactiv de cursuri. Cursul după aceea de care am dorit să-l putem dezvolta și să-l putem face a fost parte din pachetul 2 de activități care a constat în dezvoltarea acestui program de training destinat învățământului online și bineînțeles că el s-a bazat și pe această autoevaluare și pe cursul online și după aceea pe pilotare. Așa, să zicem, arată, astea sunt cele 5 module de curs. Echipa de la Politehnica din Timișoara a dezvoltat modulul 3 de curs. Primul modul se bazează pe niște fundamente ale învățării online și care sunt modalitățile lui de lucru. Al doilea, pe cum se proiectează și care este conținutul unui curs online, de tip MOOC, mai ales deschis, accesibil tuturor. După aceea, cum se face această producție, care sunt uneltele și pe ce te bazezi, cum îl livrezi, cum îl poți integra după aceea în învățământul formal. Fiecare dintre module a avut atât material instrucțional, cât și videouri, cât și foarte multe resurse, iar colegul meu, Vlad Miaescu, în curând o să vă și prezinte cursul pe scurt. În prima fază de pilotare am avut 125 de participanți, doar din universitățile partenere. De acum cursul este liber tuturor și poate să fie folosit pentru absolut toată lumea. Aceasta este adresa open.ktu.edu. În viitorul apropiat vom încerca să traducem cursul și în limba română și să-l adaptăm pentru piața din România. El este la ora actuală doar în limba engleză și se poate regăsi și pe platforma iVersity. Evaluarea făcută pentru acești 125 de participanți la curs ne arată foarte clar că toți aceștia sunt, să zicem, vin cei mai mulți dintre ei din învățământul în știință, inginerie, matematică, deci sunt, noi am crezut că vor fi, mai ales că universitățile, cu excepția noastră și a Politehnicii din Porto, restul toate sunt universități comprehensive, deci au învățământ foarte vast și foarte diferit. Anadolu University, care este o universitate foarte mare, are aproape 1 milion de studenți și câteva, nu mai știu, cred că undeva la vreo 9.000, 10.000 de cadre didactice. Eu foarte puțin învățământ tehnic, să zicem, este învățământ de altă natură, dar în continuare interesul foarte mare pentru participanți a venit tot din partea aceasta de știință, de STEM, ca să zicem așa.
Foarte mulți dintre ei au completat modulele de curs și au reușit să le finalizeze și evaluarea este destul de pozitivă. Cei mai mulți dintre ei au fost foarte mulțumiți de cum au fost materialele de curs și cum s-au desfășurat ele și cum a fost accesul la ele. Acum, proiectul și acest curs se regăsește și pe iVersity, pe platforma online de liberă tuturor, o platformă de tip MOOC, exact ca și Coursera, edX sau FutureLearn, deținută de Springer Nature, deci este validată de că standardul de calitate al Springer este oferit și certificatul vine tot așa de la validarea prin Springer și în curând, cred că este și deschisă, am verificat azi dimineață, încă nu e deschisă pentru înscriere. Noi avem termenul 30 iunie ca el să fie deschis de către iVersity pentru toată lumea și vă puteți înscrie la el. Am să las în curând pe Vlad să vorbească despre asta, dar foarte pe scurt să închei prezentarea despre activitățile importante ale proiectului și să îi pot prezenta pe colegii mei care vor continua cu prezentarea. În cadrul pachetului 3, cum zicem noi de lucru, am încercat să reproiectăm, să restructurăm anumite cursuri și să putem să vedem ce anume dintre cursurile care există în universitățile noastre poate să fie oferit de tip MOOC, adică open, online, tuturor studenților și tuturor. Astfel, 20 de profesori și-au modificat aceste cursuri. Cursurile sunt foarte diferite. După cum vedeți, sunt cursuri tehnice, din nou, cu excepția unuia singur care este științele educației. În rest, toate sunt cursuri puternic, avansate și tehnice. Politehnica din Timișoara a făcut un curs de bază în zona de programare web, pe care colega noastră, doamna șef de lucrări Mihaela Crișan Vida, o să-l și prezinte. Și aici este, mă rog, echipa care s-a întâlnit o singură dată față în față în Germania și acum o săptămână din nou, ultima dată față în față în Berlin, tot în Germania. Am să rog acum pe colegul meu, domnul șef de lucrări, doctor inginer Vlad Mihaescu, să vină să facă prezentarea din punctul de vedere al acestui curs, a modalității de lucru a acestui curs, urmat după aceea și de către colega noastră Mihaela Crișan Vida, care va prezenta cursul de programare web care este dedicat studenților. Mulțumesc frumos, Diana, pentru introducere. Bună ziua tuturor, în sală și în online. Ok. Ceea ce urmează eu să vă prezint astăzi este modulul pe care echipa noastră l-a dezvoltat în cadrul acestui curs pentru cadre didactice, despre care a vorbit Diana mai devreme. Vreau să vă prezint puțin mai în detaliu ce am făcut și în ce a constat acest modul. Modulul în sine se numește MOOC Content Production și presupune cum ar trebui un cadru didactic să creeze tipuri diferite de conținut, în special conținut multimedia, dar nu numai, pentru a transforma un curs tradițional într-unul digitalizat specific tehnologiilor MOOC. Cursul a fost împărțit în mai multe lecții. Prima lecție se numește Resurse digitale de educație, resurse digitale educaționale și în principiu aici am aplicat metoda ABC2VLE de design pedagogic folosind unelte digitale. Am prezentat care ar fi tipurile de resurse digitale pentru educație și despre licențiere. În principal, așa cum v-am zis, am prezentat designul ABC to Learning Design. E vorba de un proiect tot așa internațional în care am fost parteneri. Conceptul există de mai mult de la University College of London, partenerii noștri din proiect, și a transformat de-a lungul anilor foarte multe universități din lume prin acest model pedagogic. Poate unii dintre voi ați și participat când am avut un workshop cu experți de la University College of London în această clădire. Pentru cei care sunteți în online, în clădirea Bibliotecii Politehnicii. Lecția a doua se numește Open Educational Resources și practic am încercat să arătăm cadrelor didactice cum pot să identifice, să găsească resurse educaționale deschise, cum pot să le evalueze ca să-și dea seama care sunt de un ordin calitativ ridicat și
Bineînțeles, cum pot să folosească în cursurile lor aceste tipuri de resurse. Lecția a treia, cum să facem videouri educaționale bune, cum să facem animații educaționale bune, demo-uri sau tutoriale și cum să facem imagini infografice educaționale bune. Aici am oferit un ghidaj pentru cadrele didactice ca să poată să creeze cele mai bune materiale multimedia pentru cursuri. Îmi cer scuze, îmi dau seama acum că mă uit obișnuit fiind când e în Zoom să mă uit în ecran. Știu că acum sunt văzut și în Zoom, dar degeaba mă uit în ecran că de fapt camera e în fața mea. Deci îmi cer scuze că n-am făcut până acum contact vizual și cu cei din online. Ok. Lecția a patra despre cum să facem prezentări cât mai bune. Din păcate, la noi, în mediul educațional, foarte multe persoane au înțeles digitalizarea educației prin a face niște PPT-uri și atât. Ei bine, am zis că măcar dacă se fac aceste PPT-uri corect, tot este un pas înainte și am încercat prin acest modul să explicăm cum ar trebui să se facă o astfel de prezentare și să oferim o serie de sfaturi utile despre atât pentru prezentări, cât și pentru înregistrarea de videouri în stil de prezentare. În fine, ultima lecție pe care am dezvoltat-o în acest modul a avut legătură cu publicarea resurselor educaționale deschise și partea de co-creare împreună cu studenții. Împreună cu Diana și colegii noștri de la Centrul de E-Learning, credem cu tărie că viitorul educației presupune implicarea studenților într-o măsură tot mai mare și crearea de conținut și material educațional cu aceștia poate să aducă o plus valoare atât pentru noi, cât și mai ales pentru studenți. Ca să nu mai vorbim de implicarea emoțională și motivațională pe care acest lucru o poate aduce. Practic, în această lecție am prezentat cum poate cineva să atribuie o licență de tip Creative Commons pentru o resursă educațională creată, cum se pot publica aceste resurse digitale educaționale și cum putem să implicăm și să motivăm studenții să devină co-creatori ai resurselor educaționale. Și acum dați-mi voie să vă prezint și cursul live puțin. Nu știu dacă se trebuie să mai dau eu un share sau se vede și ecranul. Trebuie să-l trag pe ecran, ok, bun. O să fac duplicate, că altfel nu o să pot să văd. O secundă. Îmi cer scuze. Ok, acum? Bun. Deci, după cum v-a spus Diana, cursul se găsește la adresa open.ktu.edu. El are o parte introductivă în care se explică despre curs, despre proiect, după care aveți unealta de autoevaluare pe care vi-a prezentat-o Diana mai devreme. Și apoi avem modulele în ordine de la 1 la 5. Și eu mă voi duce direct la modulul 3, dezvoltat de noi, pentru care despre care am și vorbit în prezentare. Și vă voi arăta cum arată acesta. Practic, fiecare modul împărțit în lecții, după cum am zis, are întâi o parte introductivă în care explicăm care sunt obiectivele educaționale ale cursului, prezentăm pe scurt facilitatorii care sunt și explicăm ce ar trebui să facă un student pentru a parcurge acest curs. Ce resurse să urmărească și la ce tip de activități să se uite. Cursul acesta inițial a fost gândit cu un timeline bine definit, adică trebuiau să știe că vor parcurge materialele la o anumită dată, dar acum ulterior este deschis pentru a putea fi urmat în ritmul propriu al fiecăruia. Practic, fiecare lecție, după cum vă ziceam, are o parte de video, pe care o să vă arăt imediat, un material didactic suplimentar de tip PDF și o activitate, fie un quiz, fie discuția pe forum sau un assignment, o activitate de tip temă de casă în care studenții încarcă un produs livrat. De asemenea, unele lecții conțin tutoriale suplimentare despre cum se pot folosi anumite tipuri de unelte legate de subiectul prezentat. Și am zis că doresc să vă arăt
și un video. Sper să se și audă și pe Zoom. Cum arată? Nu, are 10 minute, nu o să las până la capăt, dar ca idee să vă faceți o imagine. E vorba de prima lecție a acestui modul. Module 3, MOOC Content Production, Lesson 1, Digital Learning Resources. In this lesson, we aim for you to understand about the ABC to LD learning design method, about digital learning resources and the licenses which you can use in education. ABC to LD method is a framework which is based on 6 learning activities, and it's coming from Diana Laurillard's book, Teaching as Design Science, and was further developed through the ABC to VLE Erasmus Plus project led by University College London, and in which also Polytechnica University of Timișoara was part. If nu vreau să vă las mai mult, pentru că nu vreau să vă răpesc din bucuria de a vedea singur aceste videouri, probabil că ați recunoscut personajul care vorbea. PDF-urile de care vă spuneam sunt cu conținut atât scris cât și imagini, link-uri suplimentare pe care cursanții, respectiv cadrele didactice care urmează cursul, pot să le acceseze aceste link-uri și să afle lucruri noi. Ok, și vă spuneam că avem și quiz-uri făcute pe baza materialelor din fiecare lecție, atât a materialului video, cât și a materialului suplimentar de tip document sau alte resurse adiționale. Pe baza acestora am creat un quiz scurt, simplu pentru fiecare dintre acestea. Pot să navighez prin el. Bine, eu am cont de cadru didactic, altfel, în mod normal, nu pot să navighez așa ușor prin ele, dar am vrut doar să vă faceți o idee. Deci sunt mai multe tipuri, inclusiv de cuplare, de potrivire, de meciuire a unei întrebări cu un răspuns, completare de cuvinte lipsă, nu e doar o simplă grilă și atât. Alt exemplu, ca să nu zic, să nu mă arăt și pe mine, să nu zic că Diana, că doar pe ea am arătat în această postură. Demos and images, part of the module 3 MOOC content production. This lesson gives you guidance into creating the best multimedia material for your courses. Which kind of videos lead to the best student learning outcomes in a MOOC? It is a very important fact for development teams and also for instructors of MOOCs. It is an essential part from the financial point of view. MOOC video production can range from a few hundred euros and run up to thousands. It is significant. Traduc ultima parte. Producerea de conținut de tip MOOC poate să coste de la câteva zeci de euro până la câteva mii de euro. Tocmai de aceea am considerat că e foarte important acest modul pe care împreună cu Diana l-am dezvoltat, pentru că e foarte bine atunci când nu toți avem acele resurse și universitățile noastre sau școlile noastre nu au resursele necesare ca să investească mii de euro pentru un astfel de curs, dar dacă se aplică tehnicile și instrucțiunile pe care noi le dăm, se poate face acest lucru în mod mai simplu, cu unelte open, unelte gratuite și cu costuri reduse. Cred că asta ar fi partea de prezentare a mea. Sper că m-am încadrat în timp. Cred că am depășit puțin. Dau mai departe microfonul înapoi colegii mele, Diana. Mulțumesc foarte mult, Vlad. Da, într-adevăr, îi mulțumesc lui Vlad că a prezentat cursurile Mod IT și acum o să o invit alături de mine pe colega noastră, șef de lucrări, doctor inginer, Mihaela Crișan Vida, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara, care a realizat activitatea de dezvoltare și de modificare curriculară a unui curs. Și acest curs este cursul de proiectare a interfețelor utilizator grafică, programare web. Mihaela, te rog. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezentare, Diana. Cum a zis și colega mea, numele meu Mihaela Crișan Vida. Sunt șef de lucrări în cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată și astăzi o să doresc să prezint cursul Proiectarea Interfeței Utilizator și Grafică.
Care este, de fapt, scopul acestui curs? După cum bine ați observat în zilele noastre, tot mai mult utilizatorii folosesc site-urile web. Ei, dacă aceste site-uri sunt bine proiectate și utilizatorii doresc să folosească și să intre de câte ori au posibilitatea pe site-ul respectiv. Și având în vedere și avântul digitalizării, de multe ori și afacerile, companiile își vând produsele online. Asta ce înseamnă că magazinele online trebuie să fie bine proiectate, să fie folosite de către clienții respectivei firme. Deci se vor prezenta și aspecte privind importanța proiectării interfețelor utilizator, etapele pentru proiectarea acestor interfețe, culorile care trebuie folosite, deoarece și în momentul când accesăm un curs, primul lucru ce-l observăm sunt culorile. Și în funcție de cum sunt anumite lucruri subliniate, vedem că anumite porțiuni din pagina respectivă sunt mai importante sau nu. Și, bineînțeles, site-ul dezvoltat va trebui și evaluat de către utilizator. Asta o să ne ajute pe persoana care dezvoltă site-ul web să îmbunătățească site-ul respectiv și paginile respective. Aici am pus un print screen de pe Unicampus, unde se află și cursul, cu modulele acestui curs. Primul modul va începe cu o parte de noțiuni generale, în care se va prezenta importanța proiectării interfețelor utilizator, etapele, ce trebuie, recomandările care trebuie urmate pentru a proiecta o interfață utilizator cât mai corect. După aceea, în modulul 2, o să iese de fapt un modul mai tehnic, adică ce înseamnă. Se prezintă efectiv în formă și tutorial cum puteți să faceți o structură a paginii web care dorim să îl creăm. Se va prezenta HTML, Hypertext Markup Language, și cum puteți să folosiți și un editor pentru acesta, va fi folosit Visual Studio Code. În modulul 3 o să iese prezentat stilizarea interfețelor utilizator, adică se va prezenta importanța folosirii culorilor, scheme de culoare, cercul cromatic, contraste, tot ce este important să folosiți când doriți să creați o pagină web. Modulul 4, CSS și Bootstrap. Aici iar va fi o parte mai aplicativă, adică CSS-ul Cascade Style Sheet, de fapt vă ajută să puneți culoarea în site-ul dumneavoastră, să puneți, exemplu, culoare la text, schimbare de font, diferite supoziționări a unor elemente în pagină. Și iar Bootstrap-ul este de fapt un framework gratuit și open source care vă ajută să creați paginile web care se adaptează oricărui dispozitiv. Asta însemnând telefon, tabletă, calculator. În momentul de față, cel puțin eu pot să-ți dau un exemplu cum folosesc eu un site, de cele mai multe ori îl accesez de pe telefon. Ei, bineînțeles, mai deschis și calculatorul, dar majoritatea utilizatorilor folosesc de pe telefon. Este foarte important ca elementele de pe site-ul accesat să se aranjeze în așa fel încât să se înțeleagă acolo, să nu deranjeze accesarea elementelor respective. Acest lucru se poate face cu Bootstrap. Iar la modulul 5 de uzabilitate se vor prezenta importanța uzabilității, principiile euristice și, bineînțeles, care de fapt vă ajută la evaluarea site-ului dezvoltat și, mai departe, îmbunătățirea acestuia. Iar la sfârșit o să vă prezint în continuare și partea cum ce activități trebuie făcute în acest curs.
ca și tehnologii, cum am zis și în celălalt slide, HTML5, Hypertext Markup Language, CSS-ul și Bootstrap versiunea 5. Și acolo este pe ecran, pe slide și un print screen din modulul 2. Cum am zis și înainte, modulul conține diferite activități. De asemenea, conține videouri în care se explică ce trebuie fiecare participant să realizeze în cadrul modulului respectiv. După aceea există videouri și chiar de tip tutorial în care sunt prezentate pas cu pas ce trebuie realizat și și un document PDF în care dacă, bineînțeles, sunt descrise și lucrurile care au fost prezentate în video, dar și anumite link-uri care vă pot ajuta să dezvoltați un site mai complex, dacă doriți. Și la finalul fiecărui modul trebuie să completați activități care să vă dea de fapt imagini, să vadă dacă ați înțeles de fapt ceea ce s-a predat acolo. Față de varianta inițială, s-au introdus tutoriale noi și resurse educaționale deschise, care, bineînțeles, îi ajută pe participanți să realizeze un site web de prezentare sau poate, eu știu, se dorește un anumit să facă un site de prezentare pentru un hobby sau un portofoliu de fotografie sau ce dorește fiecare. Asta este și, practic, un exemplu de activitate, realizarea unui site web cu o temă la alegere. Deci fiecare, practic, poate să aleagă să dezvolte site-ul web propriu. Iar la finalul, după ce se completează cursul, studenții vor primi un certificat. Până acum au participat 47 de studenți, după cum vedeți în figură, majoritatea au fost mulțumiți și chiar foarte mulțumiți pentru cum este realizat cursul și faptul că a fost realizat într-un mod diferit de ceea ce există până acum. Iar ca și mi s-a părut iar interesant acest grafic, 91,5% au considerat că este în regulă ca și lungimea cursului, adică au putut realiza activitățile care au fost cerute. Aici, în slide-ul acesta, este un link unde vă puteți înscrie. Deci o să vă rog, dacă doriți și sunteți interesați, să faceți o poză sau să un print screen pentru cei din online și să încercați să accesați și să urmăriți cursul. Părerea mea este că de obicei, să zicem că pentru doar ca persoană dorești să îți prezinți, eu știu, activitatea și tot, se poate face o pagină web și după aceea se poate fi accesat de oricine. Sau, eu știu, pentru un hobby sau diferit, ca un fel de CV-ul, să zicem așa. Există foarte multe variante și acestea poate să fie realizate chiar de dumneavoastră. Poate vă gândiți că nu știți programare. Ideea este că dacă știți să lucrați cu calculatorul, acest curs este la nivel basic, adică la nivel de bază, iar dacă doriți să învățați mai mult, bineînțeles că sunt materiale care puteți să le parcurgeți pentru acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, Mihaela. Aș vrea să văd... Sper că n-am scos un cablu afară. Aș vrea mai întâi să vedem dacă sunt întrebări. Pot să vii mai încoace, eventual și pentru Vlad, dacă sunt întrebări legate de aceste tipuri de cursuri, atât de aici din participanții din sală, cât și pentru participanții din online. Pentru participanții din online am să-i rog pe colegii mei să ne spună câteva lucruri dacă apar. Am să-l iau și eu mai aproape laptop, dacă sunt întrebări, unde urmăresc și în Zoom ceea ce se întâmplă.
Deci, are cineva vreo întrebare? Punem întrebarea, asta e întrebare închisă, zic eu, știi? Dacă întrebi așa, de obicei lumea tace. Hai să întreb eu așa, câți dintre dumneavoastră ați studiat online sau ați urmărit un curs online până acum? Uite, de aici sunt destui, nu știu în online cât sunt și dacă sunt ceva întrebări online. Sunt și în online care au ridicat mâna, așa că sunt și acolo destui. Hai să vedem, uite, am o întrebare pentru dumneavoastră atunci, da, eu. Vi s-a părut destul de facil și a depins foarte mult de calitatea materialului, a videourilor sau nu? Întotdeauna să învețe. Așa este, corect. Răspunsul a fost, îl spun și pentru cei care ne urmăresc în online, că doamna este și cadru didactic și student, cum ne stă bine tuturor cadrelor didactice să și învățăm, ca să vedem să fim și de cealaltă parte a baricadei, fie că este în mod online sau nu. Puteți să veniți și voi mai aproape. Colegii mei sunt mai... ei se uită la ei înșiși în transmisia online. Parte din farmecul transmisiilor hibride este că te poți vedea și pe tine ce faci, ceea ce este întotdeauna cea mai mare critică și tu însuți, așa că este cel mai dificil lucru de făcut. Și doamna a specificat foarte clar că calitatea materialelor, bineînțeles că pot să îmbunătățească învățarea. De aceea ne vă recomandăm cu tărie să urmați aceste cursuri legate de Mod IT, care sunt dezvoltate în cadrul Mod IT-ului. Și ca să fac cumva legătura, vă mulțumesc foarte mult, Mihaela, vă mulțumesc foarte mult, Vlad. Ca să fac cumva legătura cu următorul speaker, am să arăt imediat, voi intra imediat în... pe platforma Unicampus, dacă puteți arătați ecranul meu și un zoom. Și aici? Se poate? E foarte interesant cum facem transmisia așa în doi. Îmi ajut? Ca oricare dintre utilizatorii de Apple, n-am cum să fac chestia asta. Perfect, mulțumesc foarte mult. Deci, pe platforma Unicampus veți găsi foarte multe dintre aceste cursuri. Puteți să vă faceți un curs destul de simplu și destul de rapid. Am să vă arăt foarte pe scurt. Bineînțeles că după ce acceptați politicile de securitate și de confidențialitate a datelor, dar după aceea, după cum vedeți, este simplu, oricine își poate face un cont și cu acel cont să poată să-și acceseze cursurile de pe platforma Unicampus. Sunt doar câteva întrebări, accesul este gratuit, liber și deschis tuturor. Eu am să intru acum cu contul meu. Sper că voi reuși din prima, ca întotdeauna când acest lucru nu se întâmplă pe calculatorul pe care ești învățat. Da, aștept că am reușit. Deci sunt... măcar parolele le mai țin minte. Primul nivel de securitate este îndeplinit. Aici veți putea găsi cursul de Mod IT, de cursul despre care ziceam, pe care l-a prezentat colega noastră Mihaela Crișan Vida și în care veți putea să îl vedeți. Va fi în curând disponibil și un curs al Internet of Things. Și aici puteți să mergeți și să accesați fiecare dintre cursuri. Și să-l vedeți, inclusiv cu clipul video. Vreau să arăt că inclusiv și cursurile care sunt făcute de către noi reprezintă exact același mod și aceeași structură de cursuri. Hypertext Markup Language, care este un limbaj de markare utilizat pentru crearea paginii. Și care este puternic, după cum vedeți, inclusiv interactiv, asta vreau să vă arăt, că arată efectiv și practic cum se realizează acest lucru, nu se bazează doar pe simple prezentări, inclusiv și cursul celălalt de Mod IT face exact același lucru și asta cu siguranță vă va ajuta să vă puteți finaliza și să puteți face absolut toate activitățile. La finalul acestora primiți un certificat, care este un certificat eliberat de către platforma Unicampus direct,
un pic să mă duc eu pe DigiCulture, să merg acum pe cursurile de pe DigiCulture, unde puteți să mergeți tot așa și să urmați mai multe cursuri, puteți să intrați direct în cursul de bun venit și să le puteți vedea aceste cursuri și puteți să urmați absolut oricare dintre cursuri. De exemplu, am să vă arăt cursul de siguranță digitală, securitate etică. Puteți să vă înscrieți în acel curs și să îl urmați. Și bineînțeles că la final puteți să vedeți ce înseamnă fiecare dintre aceste cunoștințe și cum sunt și cum se face. Deci aveți toate materialele disponibile și după aceea, bineînțeles, că veți putea să urmăriți, când veți finaliza acest curs, să vedeți toate badge-urile pe care le puteți primi. Am să vă arăt aici, este badge-ul pe care îl puteți primi și pe care îl puteți vedea. Așa sunt cursurile care le puteți regăsi în zona de Unicampus. O să mă duc înapoi pe home, ca să puteți să fac legătura cu celălalt curs și cu celălalt proiect pe care îl vom prezenta. Deci aveți aici cursurile de mod IT, de DigiCulture. După cum vedeți, deja sunt în pregătire și cursurile care se bazează pe elementele de competențe și abilități pentru viitor. Workshopul de Digital Skills care s-a desfășurat în decembrie 2021, cât și Open Education Week-ul din 2022 și cel din 2021. Toate materialele, cum este și acesta, să le puteți urmări și le puteți vedea pe platforma Unicampus. Mă bucur acum să pot să fac legătura cu proiectul EPSIFORO, proiectul care este coordonat de către UEFIS-CDI pentru România și unde Universitatea Politehnică din Timișoara este partener, care înseamnă conectarea României prin blockchain și care reprezintă de fapt posibilitatea ca certificatele și diplomele universitare să poată să fie validate la nivel internațional prin blockchain. Și am să rog pe colega mea, doamna profesor doctor inginer Carmen Holotescu, care este unul dintre puținii, pot să zic, specialiști în blockchain din România și care va face prezentarea atât a proiectului EPSIFORO, cât și a acestui curs și a acestor module. Carmen? Mulțumesc, Diana, pentru prezentare. Vă spun bună ziua tuturor și cei care sunteți online și ne urmăriți și colegii care ne aflăm în această frumoasă sală. Pentru mine este primul eveniment la care particip face-to-face după perioada pandemiei și mă bucur că putem să ne mai privim și în ochi în felul acesta. Prezentarea pe care doresc să o fac astăzi se referă, așa cum spunea Diana, la proiectul pe care îl derulăm deja de 14 luni, începând din aprilie 2021. El se numește EPSIFORO Connecting Romania Through Blockchain. Cred eu că este cel mai important proiect de blockchain care se derulează până în prezent în România. Veți vedea că este un proiect care implică colaborarea cu toate țările din Europa și noi suntem pionieri în acest domeniu. Universitatea Politehnică din Timișoara este unul dintre pionieri. Și ceea ce doresc să vă prezint astăzi se referă experiența pe care noi am dobândit-o prin acest proiect și la care vă invităm prin parcurgerea cursurilor masive care vor începe în 25 iunie, să puteți să deveniți noi pionieri în acest domeniu.
Și atunci voi porni de la tema mare pe care proiectul nostru dorește să temei căreia dorește să-i dea o soluție, respectiv strategiile europene legate de credențiale digitale și de microcredențiale. O să vedem cum anume blockchain, care este tehnologia încrederii, ne ajută pentru aceste priorități. Vom vedea ce înseamnă proiectul nostru, ce activități are și cum anume ele sunt transpuse în cele 5 cursuri masive care vor putea să fie urmate pe platforma unicampus.ro. Mai ales în ultimii 2 ani am fost cu toții părtași și creatori ai dinamicii și transformărilor educației în Europa. Și din noua strategie digitală europeană fac parte și credențialele digitale, diplomele digitale, cele care permit studenților, celor care învață pe parcursul întregii vieți, să își creeze un parcurs personalizat al învățării, să poată să parcurgă cursuri, programe la diferite universități europene și să aibă dovada experienței, cunoștințelor, competențelor acumulate. În felul acesta, la sfârșitul anului 2021, a fost lansată o strategie europeană care se referă la credențiale digitale, care permite această strategie a face dovada parcurgerii diferitelor forme de învățare la diferite universități europene, dar și posibilitatea de a face dovada prin microcredențiale a parcurgerii cursurilor sau a diferitelor programe de scurtă durată de formare la alte universități sau la firme care fac training, care fac oferte educaționale. Și există pentru aceste strategii legate de credențiale digitale și de microcredențiale o piață extrem de mare. De ce? Pentru că există un număr foarte mare de studenți, un număr foarte mare de universități acreditate și există această mare mobilitate a studenților care studiază la diferite universități europene și e nevoie să poată să facă dovada parcursului educațional la diferite universități, la diferite instituții. Pentru aceste strategii legate de credențiale digitale și de microcredențiale s-au creat anumite standarde care sunt neutre din punct de vedere tehnologic și o soluție pentru implementarea lor este tehnologia blockchain, tehnologie despre care toți avem astăzi cunoștință, o tehnologie lansată în 2008-2009, care are foarte multe aplicații în toate domeniile și foarte multe și foarte interesante și în educație, tehnologie care vine cu foarte multe avantaje și care de altfel este o prioritate strategică în Europa. Și vorbim în Europa de o serie de proiecte și de fonduri foarte mari alocate pentru ca blockchain-ul să fie implementat în serviciile publice. În 2018 a fost constituit Parteneriatul European de Blockchain, care cuprinde 29 de țări și România este parte din acest parteneriat încă din 2018. Fiecare țară are câte un reprezentant în acest parteneriat. În prezent, instituția din România care ne reprezintă în acest parteneriat este Autoritatea pentru Digitalizarea României, iar cel mai important proiect al acestui parteneriat este infrastructura europeană de servicii blockchain, EBSI, European Blockchain Services Infrastructure, care este o infrastructură care este centrată pe utilizator, este descentralizată, este reutilizabilă și care poate să fie folosită pentru multe aplicații.
Fiecare din statele care fac parte din parteneriatul european de blockchain poate să vină cu propuneri pentru use case-urile care să fie implementate pe această infrastructură europeană și să coordoneze, dacă respectiva propunere este adoptată de către parteneriat, să coordoneze aplicația respectivă, use case-ul respectiv pe această infrastructură europeană. Cea mai importantă și cea care s-a pilotat cel mai mult până în prezent aplicație este cea care se referă la credențiale digitale, credențiale verificabile. Este aplicația care răspunde celor două strategii de care vorbeam anterior, credențiale digitale și microcredențiale. Această infrastructură europeană de blockchain cuprinde noduri care sunt instalate și sunt funcționale în țările care fac parte din parteneriatul european de blockchain și aici vedem situația nodurilor pe țările care fac parte din parteneriat. 23 de țări în prezent din cele 29 din parteneriat și-au instalat noduri EPSI. România este una din țările cu numărul cel mai mare de noduri, 3. Toate 3 sunt noduri validatoare, deci cele care efectiv înregistrează toate tranzacțiile, toate informațiile care se înregistrează pe această infrastructură. Toate nodurile au aceeași informație, așa încât un număr mai mare de noduri asigură transparența, siguranța întregii infrastructuri europene. Vă spuneam că cel mai important use case de pe EPSI este cel referitor la credențiale verificabile. Ce înseamnă acest lucru? Vorbim de câțiva actori în această aplicație. Este vorba despre organizațiile care dau autoritatea altora pentru a emite diplome pe această infrastructură. Pentru aceste organizații, care se numesc TAO, de obicei rolul este adoptat de către Ministerele Educației sau Ministerul Digitalizării. Pentru țara noastră, rolul îl are Ministerul Educației prin UEFI-CDI. Apoi este vorba despre trusted issuer, de organizațiile care emit diplome, în cazul nostru universitățile, Universitatea Politehnică din Timișoara. Emiterea se face la cererea unui student sau unei persoane care urmează un program educațional. Toate credențialele verificabile îi sunt stocate în wallet-ul personal al utilizatorului, care poate să facă prezentarea lor, dovada lor, pentru a urma studiile la o altă universitate sau pentru a se angaja. Deci, într-un wallet sunt înregistrate toate credențialele pe care respectiva persoană le-a obținut pe parcursul educațional pe care l-a avut. Și în acest mare context european și al acestui mare proiect EPSI se înscrie proiectul nostru, EPSI4O, Connecting Romania through Blockchain, proiect care are ca scop să creeze un ecosistem larg în România pentru a facilita adoptarea tehnologiei blockchain și a infrastructurii europene. Cum spunea și Diana, partenerii sunt UEFI-CDI și Politehnica din Timișoara. Sunt 2 ani și deja au trecut 14 luni de când lucrăm la acest proiect. Prin proiect a fost instalat cel de-al doilea nod EPSI din țară, chiar acum un an, în iulie 2021. Primul a fost instalat la sfârșitul anului 2020 de către ICI, iar cel de-al treilea de STS în decembrie anul trecut. Cel mai mare rezultat vizat al proiectului nostru este crearea unui sistem național pentru emiterea de diplome și microcredențiale pe EPSI, sistem care va fi integrat cu registrul matricol unic, cel care este administrat de UEFI-CDI.
De asemenea, pentru că dorim ca tot mai multe persoane, organizații guvernamentale să adopte tehnologia blockchain și infrastructura europeană, avem aceste 5 cursuri masive dezvoltate, asupra lor o să mă refer imediat, și prin evenimentele pe care le organizăm, dorim să atragem cât mai multe persoane pentru a fi informate despre blockchain, despre EPSI. La sfârșitul proiectului nostru vom veni spre Ministerul Educației cu propuneri de politici legate de credențialele verificabile, de diplome pe EPSI și de microcredențiale. Și o primă propunere am făcut-o la sfârșitul anului 2020, atunci când se lucra la acea strategie a Ministerului Educației SMART. Propunerile noastre au fost adoptate la momentul respectiv. O activitate deosebită pe care am avut-o în cadrul proiectului EPSI4O a fost participarea proiectului nostru la un program numit Early Adapters pentru EPSI, un program coordonat de echipa EPSI de la Bruxelles, în care Universitatea Politehnică Timișoara este una din universitățile pioniere europene, alături de alte 17 universități și două alianțe europene, care au pilotat emiterea de diplome pe EPSI. Ceea ce am făcut noi a fost crearea unui scenariu în care o studentă absolventă a Facultății de Electronic din Timișoara a aplicat la un master la Universitatea din Atena și apoi la un doctorat la Universitatea din Lille, din Franța. În acest scenariu, trei proiecte, două similare cu al nostru din Grecia și din Franța, au participat și am avut o colaborare foarte strânsă pe parcursul unui an întreg. Demonstrarea scenariului la care am lucrat a fost chiar la sfârșitul lunii trecute, în 31 mai, la EPSI Demo Day. Am realizat o statistică pentru cele trei țări, pentru mobilitatea studenților, pentru diferite cicluri de învățământ, celor care li s-ar adresa scenariul pe care noi l-am implementat. Obiectivele vizate pentru a simplifica aplicarea la programe de masterat și doctorat în alte țări, făcând uz de aplicațiile, de use case-urile care sunt puse la dispoziție de către EPSI. Vă spuneam de actorii care apar pentru scenariul unei aplicații care folosește use case-ul Diplomas de pe EPSI și aici apar ministerele din cele trei țări care au avut rolul de organizații de acreditare, universitățile care apar ca și trusted issuers, studenții care pot să facă dovada studiilor lor prin credențiale digitale și, bineînțeles, cei care verifică și admit pentru continuarea studiilor cu altă universitate sau o firmă, organizație unde respectivul student poate să se angajeze, absolvent. Aici o reprezentare pe hartă a scenariului complex pe care l-am dezvoltat. Din cele 6 care au fost prezentate în 31 mai, al nostru a fost cel care a fost cel mai complex pentru că a cuprins 3 state și, de asemenea, pentru a face dovada credențialelor, am folosit toți același portofel electronic, același wallet, bazat pe un proiect open source care se numește World ID. Puteți, ca să vedeți mai pe larg cum anume se derulează tot acest scenariu, dacă veți urmări acest clip care are linkul pe acest slide, bineînțeles că veți putea accesa slide-urile prezentării mele. Ceea ce am încercat să
rezolvăm prin scenariul nostru și am reușit. Și acum vine invitația noastră. Toată experiența pe care noi am dobândit-o prin acest proiect pentru a crea pe EBSI aplicații pentru emiterea de diplome, o puteți realiza ca și instituții, ca și grupuri pioniere în diferite organizații, dacă veți participa la MOOC-urile pe care le-am dezvoltat. Și aici va arăta Diana pagina de unde veți putea intra la cele 5 cursuri masive dezvoltate. Ele vor fi în limba română și vedeți că ele cuprind prima dată 2 cursuri introductive care ne lămuresc despre ce este tehnologia blockchain, unde anume se poate aplica, insistând pe aplicațiile de transformare a educației. După aceea putem să vedem care sunt prioritățile și programele europene legate de blockchain, cu cel mai important proiect de care vă spuneam, EBSI, și ceea ce se întâmplă în România, o țară extrem de dinamică pentru proiectele de blockchain. Întotdeauna este bine să știm ceea ce se întâmplă în domeniul în care vrem să activăm, pentru că în felul acesta putem să învățăm de la alții, putem să colaborăm, putem să comparăm ca ceea ce noi realizăm se află la un nivel comparativ bun referitor la alte aplicații care există. Apoi vom vedea care sunt specificațiile tehnice și aplicațiile de pe EBSI. Se va insista asupra aplicației Diploma, cu toți pașii pe care i-am parcurs și noi pentru a emite diplome pe EBSI și se va vedea cum anume aceste aplicații pot să fie dezvoltate și testate. Vedeți aici și cei care sunt facilitatorii acestor cursuri masive, atât de la Politehnică, cât și de la UFIS-CDI. Cursurile acestea, așa cum am văzut și la colegi, se bazează pe o serie de principii, pe integrare de resurse educaționale deschise, de alte cursuri masive în acestea despre care vorbim. Fiecare curs va începe cu o sesiune live care va fi înregistrată, astfel încât și cei care se înscriu după aceea, la orice moment, vor putea să participe la acea sesiune inițială, ea fiind înregistrată. Se vor crea multe resurse deschise prin colaborarea participanților și participarea interesată a celor care se vor înscrie va fi recompensată în 2 variante. În sensul că pentru fiecare curs urmat, fiecare participant va primi un open badge, iar cei care vor parcurge toate cele 5 cursuri masive vor primi microcredențiale. Deci vor fi printre primii din țară și primii din Europa care vor primi în wallet-ul personal microcredențiale. Efortul de lucru nu va fi foarte mare, câteva ore pe săptămână și fiecare curs masiv are durata de 2 săptămâni. Ei, aceste cursuri masive deja le-am pilotat cu studenți de la 3 specializări de master de la Universitatea Politehnică din Timișoara. A învăța să realizezi aplicații descentralizate în blockchain nu îți ia foarte mult timp dacă ești pasionat și dacă ai un background în calculatoare. Și lucrul acesta l-am spus studenților atunci când am vorbit cu ei, când ne-am întâlnit cu studenții de la master, de asemenea și cu cei de la programul de licență, am avut câteva întâlniri și în aprilie, când am avut o întâlnire cu studenții de la CTI, de la secția engleză, un student s-a arătat foarte interesat de a avea un parcurs accelerat pentru a învăța blockchain. L-a mai convins pe un prieten de-a lui, tot de la CTI, și pe un coleg de la master și au participat la un hackathon de blockchain organizat de Hedera, este un proiect mare american, la care sponsori au fost și 2 firme care sunt fondate de 2 absolvenți de la calculatoare de la Politehnică. Aceștia au fost și mentor pentru echipa de la Politehnică, care, iată, în urma unei
munci asidue de 5 săptămâni, în paralel cu a învăța lucruri noi despre blockchain și despre Hedera, au reușit să ia un premiu la acest hackathon. Cred că este primul premiu de la Politehnică pentru un proiect de blockchain. Și lucrul acesta vine cu atât mai mult să încerce să vă convingă pe dumneavoastră, sutele care sunteți prezenți la acest workshop al nostru, să vă înscrieți pe platforma Unicampus pentru a urma aceste cursuri masive pe care le-am dezvoltat în acest proiect. De asemenea, ca și universități, să colaborăm pe parcursul lunilor următoare pentru a pilota emiterea de diplome și de microcredențiale și de la alte universități din România, de asemenea în scenarii naționale sau transfrontaliere. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult de tot! Carmen, haide să vedem dacă sunt întrebări din sală sau din online. Stai să-mi aduc mai aproape. Să pot să văd și dacă sunt întrebări din online. La prima sesiune a fost și n-am reușit să le văd din timpul. Avem foarte mulți participanți în Zoom, peste 300 și ceva de participanți în Zoom care vin și din Moldova și din Spania, avem câțiva care au scris de peste tot din țară. Ne bucurăm și vă mulțumim mult de tot. Haideți să vedem dacă sunt întrebări în Zoom, sunt ceva întrebări pe aici sau... E interesant că atunci când vorbești fiind în spațiu Zoom, îi vezi pe ceilalți. Acum ne vedem cei din sala aceasta și bineînțeles că dorim să luăm și pulsul celor care ne urmăresc online și care întotdeauna au avut intervenții foarte interesante și la obiect. Așa este, avem întrebări dacă se pot înscrie oricine. Da, așa cum am spus, toate cursurile pe care le găsiți pe platforma unicampus.ro sunt libere, accesibile tuturor, inclusiv cei din învățământul primar am avut întrebări, pot să fie destul de interesante, mai ales cursurile digiculture, deci de cultură digitală în modalitatea de a putea dezvolta competențele digitale. Sunt foarte multe cursuri acolo care se referă la siguranță, la proprietatea datelor, la modul în care poți să utilizezi tot felul de resurse și inclusiv la partea de realitate virtuală sau augmentată, care poate să fie foarte interesantă. Am eu o întrebare pentru tine, Carmen, legată de proiectul EPSI și de perspective. Știu că acum 2-3 ani, când vorbeam pentru... Cred că mai mulți ani, de fapt, că e puțin înainte de... Da, e înainte de pandemie. Pandemia ne-a condensat așa un pic timpul. Vorbeam despre, să zicem așa, faptul că foarte repede vom putea să implementăm aceste tehnologii blockchain în educație. Viața ne demonstrează că nu e chiar atât de simplu. Care sunt cele mai mari impedimente sau provocări pentru a putea fi ele implementate? Nu aș spune că mai sunt acum prea multe impedimente și în țara noastră, pentru că încet, încet începe să fie o aliniere pentru adopția de blockchain în Europa, tocmai din cauza acestui parteneriat în care guvernele colaborează. Și spuneam pe parcursul prezentării că este o dinamică extraordinară și la nivel guvernamental pentru blockchain, doar că nu sunt chiar așa de transparente. Trebuie să știi unde să cauți ca să vezi că ICI, de exemplu, a lansat o rețea națională de blockchain, unde și Politehnica s-a înscris să participe, că ICI are un nou proiect cu Elrond referitor la NFT-uri, că există un proiect mare în care se dorește a se face training pentru firme, pentru tehnologiile emergente ale Revoluției Industriale 4.0, prin fiecare și blockchain, dar nu țin seama, pentru că nu se cunosc proiectele care există în țară. Aceste training-uri, bineînțeles că pot să fie realizate împreună cu universitățile care au astfel de cursuri, că nu poți să faci niște training-uri cu niște lucruri foarte de bază care practic să nu te ducă la niciun rezultat. Deci atunci când activăm într-un domeniu, asta încercăm să facem, să ne informăm și după aceea să informăm pe ceilalți. Deci noi încercăm să fim foarte transparenți cu proiectul nostru.
Da, mulțumesc mult de tot. Din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că sunt avansate multe dintre aceste proiecte, cred că mai avem multe probleme, mai ales cele legate de confidențialitatea datelor și de securitatea, într-un fel, a modului prin care noi vom putea prelucra toate datele. Așa cum s-a luat decizia, cred că acum un an și ceva, portofelul digital de date blockchain va fi al studentului, nu al cadrului didactic și nu al universității. Deci toate datele, de fapt, rămân la student și el este stăpânul datelor pe care le are educaționale în întreg sistemul sau în întreaga structură blockchain de validare a rezultatelor. Acum vorbim de niște portofele care să fie pentru toate aplicațiile, pentru toate credențialele, pentru că un credențial este și carnetul de șofer sau anumite dovezi medicale și așa mai departe. Deci, în curând, fără să știm că în spate este tehnologia blockchain, toți vom deveni utilizatori. Așa este. Mulțumesc foarte mult, Carmen! Vom invita în curând să puteți să și validați aceste tehnologii și să le puteți urmări și să le puteți vedea în ce modalitate ele vor fi disponibile. Și vom merge mai departe cu prezentarea unui alt proiect. Să vedem dacă am reușit să fim în online. Fac multitasking, ca întotdeauna, de multe ori. Urmăresc și pe Zoom și pe Facebook ce se întâmplă și aici în sală și mulțumim mult de tot celor care ne-au venit să ne fie alături. Universitatea Politehnică din Timișoara, în plină pandemie, în primăvara lui 2020, a lansat unul dintre proiecte. Dacă puteți să faceți careva și poze, nu m-aș supăra deloc. A lansat unul dintre proiecte care este dedicat învățământului de pregătire în zona tehnică, învățământul superior în zona tehnică, care se numește Acadigia, pentru că s-au realizat două lucruri în plină pandemie. Cei din învățământul tehnic au competențe de obicei digitale destul de bune. Le lipsesc poate uneori competențele educaționale, mult mai avansate. Le lipsește modelarea și structurarea pentru ceea ce se numește active learning, învățare activă și cât mai diferențiată pentru fiecare dintre studenții pe care îi ai în diverse programe de studiu. Și celălalt lucru, această parte de comunicare, de soft skills. Așa că, prin cadrul acestui proiect Acadigia, încercăm să dezvoltăm o structură de mentor. Noi cum numim Superman și Superwoman în universitățile tehnice din cadrul proiectului, care să încerce să îmbunătățească învățământul de tip blended, deci învățământul care este suprijinit digital și cu învățământ online în același timp în diverse universități. Voi face prezentarea împreună cu colegul meu, domnul șef de lucrări, doctor inginer Andrei Ternauciuc, care este coordonatorul acestui proiect pentru Universitatea Politehnică din Timișoara. Și după cum vedeți, acest lucru ni l-am propus în cadrul acestui proiect și sunt deja câteva rezultate și vom avea un curs care va fi disponibil tuturor ca să-și poată îmbunătăți. Consorțium Acadigia este coordonat de către Universitatea Politehnică din Porto. După cum vedeți, avem niște parteneri cu care lucrăm de mulți ani și cu care ne cunoaștem destul de bine. Universitatea Politehnică del Manso din Italia, Universitatea Politehnică delle Marche, Universitatea Politehnică din Madrid și Universitatea Politehnică din Atena, coordonate totodată și împreună cu Trinity College din Dublin, o altă universitate foarte tradițională. Toate universitățile care le vedeți sunt universități și tehnice și comprehensive. Universitatea Trinity din Dublin este, cred că, a șasea sau a șaptea universitate creată la nivel mondial în lume și este foarte tradițională și tocmai acest lucru am încercat să-l facem, să încercăm să vedem cum putem să ne îmbunătățim capacitățile de predare digitală și în regim blended learning, pentru a putea avea această accelerare a capacității digitale în universitățile tehnice din partenere și mai departe, bineînțeles, tuturor. Prima activitate pe care am desfășurat-o deja a fost crearea unui compendiu de modele de învățare de tip augmentat, deci augmented blended teaching înseamnă învățare care este învățare digitală sprijinită de profile educaționale diferite, să zicem, din punct de vedere
instrucțional, dar care este puternic sprijinită de, în mediul digital. Ne aflăm acum în etapa în care facem trainingul mentorilor. Fiecare universitate va avea un set de mentori, iar după aceea acești mentori vor încerca anul viitor să pregătească cât mai multe cadre didactice din universitățile partenere și nu numai în prezentarea modalităților prin care își pot îmbunătăți competențele digitale și capacitățile digitale în dezvoltarea cursului. În această primă activitate pe care am făcut-o de colectarea acestor idei, ne-am axat pe două lucruri. Una, pe experiențele naționale, prin chestionare și tot felul de interviuri pe care le-am desfășurat cu multe universități. În România ne-au răspuns Universitatea Tehnică din Cluj, Universitatea Tehnică din Brașov, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Deci avem universitățile mari, să zicem, bineînțeles și noi, Politehnica din Timișoara, universitățile mari din România care au răspuns la întrebările noastre și care ne-au oferit rezultate și răspunsuri privind experiența, mai ales din timpul pandemiei a învățării digitale. Și după aceea am încercat să vedem care sunt uneltele de educație deschisă și care permit aceste accesibilități digitale în aceste rapoarte digitale. Aici puteți să vedeți care sunt uneltele și acum am să-l invit pe colegul meu, Andrei Ternauciuc, să vă prezinte câteva dintre uneltele pentru care noi am dezvoltat aceste, să zicem, principii și abilități și ce conține acest raport. Andrei? Mulțumesc, Diana! Permitem să fac doar o mică completare la introducerea pe care ai făcut-o acestui proiect. Una dintre marile probleme cu care învățământul superior tehnic s-a confruntat odată, în special odată cu pandemia globală care a apărut și a forțat toate instituțiile să treacă în mediul online, a fost să utilizeze unelte, în prima fază să le descopere și să le utilizeze în anumite contexte foarte practice. Mă gândesc aici la lucrări de laborator sau anumite lucruri care în mod tradițional se întâmplă doar în mediul fizic. Și atunci scopul acestui proiect a fost, pe de o parte, să accelereze adoptarea acestor unelte și proceduri, metodologii educaționale care să utilizeze mediul online într-un mod cât mai eficient. Aceste unelte au fost alese pe baza experienței partenerilor acestui proiect, prezentat de Diana anterior, și în funcție de gradul de utilizare a lor de către diferiți actori implicați în procesul educațional, s-au ales aceste 12 unelte. Fiecare dintre cei 6 parteneri educaționali, mai există un al 7-lea partener din mediul economic, Innova Plus, fiecare dintre partenerii educaționali au analizat 2 dintre aceste unelte din mai multe puncte de vedere. Observăm aici un amestec de unelte de comunicare, de videoconferință, de comunicare sincronă în timp real, Skype, Zoom, Microsoft Teams, precum și o serie de unelte mai avansate, complexe, care integrează în cadrul aceleiași umbrele capabilități avansate de comunicare text, de partajare de fișiere, de derulare a proceselor educaționale. Mă refer aici la... Mă gândesc aici la virtual learning environment, adică medii educaționale online, cum este platforma Moodle folosită de noi, platforma Microsoft Teams, Blackboard, etc. Deci toate aceste unelte au fost analizate din mai multe puncte de vedere. Voi prezenta foarte pe scurt cele 2 pe care le-am rezolvat noi. Îmi dau seama acum că aceste capturi de ecran poate sunt un pic cam mici. Voi detalia însă un pic mai mult. Platforma Moodle, pe care noi o folosim în cadrul campusului virtual, a fost analizată din punctul de vedere al acestor capabilități pe care le pune la dispoziția procesului educațional, cadrele didactice pot ține legătura cu toți studenții pot comunica între ei, pot avea acces la materialele educaționale, la o serie de unelte de evaluare și autoevaluare, precum și la toate aceste capabilități care sunt moderne și nouă ca și Universitate Tehnică și, să spunem, departament care acționăm în mediul e-learning de mai mult timp, le cunoaștem. Însă, mulțumesc. Însă, unele universități tehnice care au fost forțate de pandemie să treacă în modul online un pic mai
urgent poate decât și-ar fi dorit, au avut nevoie de ajutor în a analiza sau măcar de a compara aceste unelte, poate în procesul de decizie a adoptare uneia dintre soluții. Deci spuneam de platforma Moodle, care este cea mai populară platformă educațională open source, utilizată la nivel mondial în sute de țări. O folosim și noi în universitatea noastră, după cum spuneam, și atunci am analizat toate aceste unelte și facilități pe care le pune la dispoziție. Am creat de asemenea câteva tutoriale de bază în utilizarea platformei, în diferite unelte sau facilități pe care le pune la dispoziție, pentru a ușura munca unor decidenți, poate, nu neapărat doar a tutorilor propriu-ziși, ci și a celor care hotărăsc adoptarea unei soluții în detrimentul altora, să se ia o decizie informată în momentul în care poate ar alege această soluție. Cea de-a doua unealtă pe care am analizat-o este Kaltura, este o soluție de gestiune a materialului video în diferite contexte. Vorbim aici fie de capturarea ecranelor în momentul în care un profesor, un cadru didactic dorește să pregătească un material înregistrat pe care să-l pună la dispoziția studenților, de înregistrarea unor meeting-uri, de acordarea accesului diferențiat în funcție de roluri și așa mai departe. Această unealtă, deși este comercială și are diferite niveluri de tarifare, oferă și o versiune demonstrativă, gratuită și a fost aleasă datorită utilizării ei de către o serie de parteneri. Și atunci, pentru aceste două unelte, am realizat aceste analize, am realizat câteva tutoriale de utilizare și toate aceste materiale au fost incluse în acel compendiu pe care Diana l-a menționat anterior. În afară de aceste unelte, fiecare dintre parteneri a realizat o serie de ghiduri de bune practici. De asemenea, în contextul pandemic s-a realizat o serie de analize prin intermediul unui interviuri în cadrul reprezentanților instituțiilor de învățământ superior tehnic din România, în cazul nostru, evident. S-a realizat un raport la nivel național în ceea ce privește politicile adoptate pe durata pandemiei pentru a mitiga efectele în care am fost cu toții forțați în ultimii 2 ani. S-au analizat de asemenea principalele framework-uri sau cadre legislative la nivelul Uniunii Europene care au încercat să legifereze sau să ghideze pe baza acestor recomandări sau chiar directive învățământul și adoptarea învățământului online. Toate acestea au fost combinate în realizarea acestui compendium de unelte și bune practici care sunt direcționate către adoptarea unui învățământ online, dar și mixt, adică ceea ce facem noi acum, combinăm online-ul cu fizicul, lucru care sperăm că va continua și după finalizarea pandemiei, momentul în care suntem acum. Spuneam că au fost analizate câteva framework-uri la nivel european. Aici menționăm în mod special framework-ul DigComp Edu, care încearcă să standardizeze competențele digitale educaționale pe care instituțiile de învățământ superior și nu numai le pot transmite, le pot analiza și le pot până la urmă valida absolvenților în momentul în care un student finalizează studiile și primește o diplomă. Certificarea acestor competențe se încearcă să se facă standardizat la nivel european, cum spunea și colega mea Carmen mai devreme, prin intermediul blockchain-ului sau nu. Compendiumul, v-am pus o mică captură cu începutul, nu știu dacă se vede foarte bine, are în momentul de față 300 și ceva de pagini. Este un document destul de consistent, însă principalele ghiduri și unelte și tutoriale și învățături pe care le-am tras în urma acestui exercițiu vor fi disponibile într-un mod un pic mai digerabil în cadrul site-ului de proiect, acadigia.eu, găsiți linkul pe fiecare slide, și veți putea să utilizați, să accesați aceste tutoriale, aceste materiale într-un format mai, după cum spuneam, mai bine organizat și poate mai ușor de parcurs decât un simplu document text. Inclusiv tutorialele video pe care le-am realizat vor fi disponibile integrate în aceste platforme. Unde ne aflăm? Acest rezultat intelectual 1, compendiumul, este finalizat. Ne găsim la cel de-al doilea rezultat intelectual și anume pregătirea cursului de
training al mentorilor, care va avea loc peste aproximativ o lună la Porto. Cursul de training a fost deja dezvoltat și urmează să fie rulat. Acei mentori care vor fi antrenați vor reveni în universitățile lor, universitățile partenere, și vor împărți din experiența, vor împărtăși experiența și bunele practici pe care le dobândesc în cadrul colegilor și în lucrul pe care îl au cu studenții. Cel de-al treilea rezultat intelectual foarte important, ăsta este în viitorul foarte apropiat, proiectul se va finaliza la finalul anului următor, va consta în adoptarea unor politici la nivelul instituțiilor partenere, dar cu potențialul de a transmite mai departe la instituțiile acreditate sau nu acreditate, oficiale, la nivelul ministerelor, țărilor partenere, pentru a promova aceste bune practici și să a le adopta prin intermediul unor politici oficiale. Cam atât am vrut să vă prezentăm astăzi în cadrul acestui proiect. După cum spuneam, suntem la mijlocul lui. Rezultatele pe care le-am obținut până în acest moment sunt semnificative, chiar dacă anvergura acestui proiect nu este chiar atât de mare ca proiectele anterior prezentate. Suntem mulțumiți și mândri de aceste rezultate. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm dacă sunt întrebări. Da, deci dacă sunt întrebări legate de acest compendium, după cum ați văzut, sunt foarte multe unelte care țin din categoria de comunicare. Noi acum încercăm să vedem ce ar însemna un model hibrid continuu pentru următorii 5 ani, în condițiile în care toată lumea, ne referim din nou la învățământul universitar mai mult, studenții, profesorii s-au învățat cu această trecere de la online la fizic foarte facilă și imediată și care automat presupune și cumva o structură și hardware și de cunoștințe și de abilități care să-ți permită acest lucru. Deci, de exemplu, cum facem noi în această sală în care am adus și am montat două camere, am legat cabluri la acest calculator ca să putem să transmitem, avem o structură audio bine definită. Toate acestea ar trebui să fie gata create, un cadru didactic, doar să vină, să facă, să se logheze, să se conecteze la platforma proprie a universității, să aibă acces la materiale și toată partea de camere care să-l urmărească, care să poată să acceseze informațiile, să existe și să poată să facă învățământul hibrid, având o conectare atât cu studenții din online cât și cu cei de aici, facilă, fiindcă vor exista în continuare studenți. Și legislația, inclusiv în România, va prevedea în curând, este în dezbatere acum, un ghid care să ne permită să facem învățământul de această manieră. Eu personal consider că mai ales studenții de la master și învățământul care va fi învățământul post, să zicem așa, universitar, deci post-licență, se va axa foarte mult pe învățământ hibrid ca să poată să reziste pieții și care este, de fapt, modelul care îl urmează și celelalte universități. Deci, poate și mai multe activități de mentorat și de susținere vor trebui făcute. Nu văd întrebări. Stai să mă uit și în Zoom dacă sunt mai mulți acolo decât... Bă, nu sunt întrebări, așa că îți mulțumesc mult de tot, Andrei. Uite, da, avem, gata, scuze, da. Cum să nu? Da. Și dacă încep să înțelegi mai multe da, un portofoliu, portofoliu spunem da. Noi. Și
acum mergem din timp, ne locăm la o universitate, acționăm acolo la o curs și așa mai departe, îmi dau seama că, de fapt, blockchain-ul de astea, până la urmă, nu e deloc foarte așa îndepărtată și va trebui mobilitatea. Pe care îi vom avea la de cultură, cum de economie și cum de comunicare. Și alege de la trei universități. Așa este. Deci, ca să spun și în online ce s-a spus aici în sală, am primit așa un comentariu, zic eu mai mult, că învățământul hibrid va fi cumva un status quo, omniprezent, zicem noi, în care toată lumea va putea, Universitatea de Vest și inclusiv noi, dar Universitatea Vest este membră în proiectul de Universitate Europene Unită, a noi în EUDRES, în care exact acest lucru ne propunem, campusuri multiuniversități, în care un student poate să-și acceseze cursuri din diverse universități pentru a-și construi o specializare sau un set de competențe. Doamna spune foarte corect că în viitor o companie, un angajator, va veni cu un wallet, cu un portofoliu, cu un e-portofoliu, cum i-am zice noi, în care să cuprindă un anumit set de cursuri sau un anumit set de competențe pe care studentul poate să-și le ia de la oricare dintre universitățile din consorțiu sau de la oricare dintre facultățile din aceeași universitate chiar, ceea ce iarăși s-ar putea să fie posibil. Și cum gestionăm aceasta? Asta e o doleanță, inclusiv la nivel european, inclusiv și la Comisia Europeană, prin planul, prin Digital Education Action Plan, e una dintre țintele pentru universitățile, mai ales universitățile europene, cum sunt, adică universitățile de top, care sunt în rețelele de universități europene, dar, din păcate, legislația din România, cel puțin pentru universități, nu permite acest lucru deocamdată. Poate că va permite, eu de 25 de ani tot zic poate, poate cam așa un ușor pesimism în aceste zile, din acest punct de vedere, mai ales, să zicem așa, din perspectiva modului în care lucrurile se întâmplă doar cu presiune de la Comisia Europeană, de obicei, și nu într-un mod natural care ar trebui să răspundă, dar pentru care eu am soluția de obicei, este exact îmbinarea aceasta de învățământ formal cu învățământ informal. Deci exact ceea ce am prezentat și în mod IT. Posibilitatea de a învăța, de a utiliza cursuri online deschise, care să-ți fie furnizate și de tine, mult mai flexibile, sau de alte universități din parteneriat sau dintr-o structură de multicampus, de universități europene, multicampus, cum îi zicem noi, și care să permită să fie la suplimentul de diplomă pentru, de exemplu, un absolvent de licență sau de master, și care să îi îmbunătățească, de fapt, setul de competențe și care să fie validat prin certificări, fie prin blockchain, fie prin alte modalități de certificări. Asta o văd o soluție care se poate întâmpla acum. Deci, legislația îți permite acest lucru, exact așa pe modelul de mobilități Erasmus. Există deja mobilități virtuale, asta intră din categoria de mobilități virtuale și se pot face acest lucru. Singura problemă majoră este cumva mai mult administrativă, să găsim modalitatea prin care să încurajăm pe studenți să o și facă și să le ușurăm parcursul administrativ încât să-l poată urma. Mulți dintre ei îl urmează, dar nu le apare în suplimentul de diplomă, pentru că procesul administrativ de includere a acelor cursuri este mai greu. Vă rog! Da. Doamna vine de la Universitatea de Vest, Facultatea de Drept și mă întreabă care e nivelul de cunoaștere. De... Eu pot să am ochelari roz aici, fiindcă văd așa lumea care ne participă la webinarii, la sesiunile de training și din Politehnică, dar și nu numai, și care sunt, cum le zic eu, early adopters sau ambasadorii digitali. Sunt cei care chiar mișcă lucrurile și care fac ceva. Și
dar care în continuare sunt, părerea mea, 20% din corpul profesoral. Asta e așa o estimare pe care eu o am. Dacă ar fi mai mulți, ar fi mai bine. Dar poate că pot să zic că, nu știu, Carmen, Mihaela, Vlad, Andrei, ceva mai mult despre asta, că ei au contact foarte diferit. Eu, din poziția mea, poate că am, v-am zis, ochelar, pardon, ochelar roz și văd lucrurile astea altfel. Andrei? Nu știu, ar trebui cineva care se ocupă de statistică să meargă pe teren și să întrebe cadrele didactice, să afle o imagine mai clară, pentru că, așa cum spunea și Diana, noi discutăm cu auditoriul nostru aici, virtual sau fizic, și atunci avem această imagine distorsionată. Cei care au venit aici sunt interesați de aceste lucruri și le cunosc sau le cunosc la finalul prezentărilor noastre. Cadrele didactice care nu vin aici, atunci, nu știu, sunt o necunoscută. Ce putem noi face este să promovăm în rândul auditorului, în rândul colegilor și inclusiv scopul proiectului Acadigia este să transmitem mai departe aceste propuneri de regulamente, de legislație, de instrucțiuni care apoi să vină de sus în jos, pentru că un cadru didactic va urma aceste instrucțiuni. Bineînțeles, trebuie făcute cu grijă, nu cu forța. O primă fază este această digitalizare forțată care a început în urmă cu 2 ani. Din ce văd eu, poate următorul pas ar fi această standardizare a competențelor și adaptarea programelor educaționale astfel încât să se dobândească și să se certifice aceste competențe, dincolo de o diplomă cu o listă de cursuri și medii pe care un student le obține. Asta văd eu că ar fi o continuare bună, dar... Da, așa este. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Am văzut foarte multe comentarii și în online, că sunt foarte utile și că, într-adevăr, poate că asta ar putea să demonstreze diferit. Nu știu, Carmen sau Mihaela, dacă vreți să comentați, să ziceți voi ceva mai mult? Nu. Ok. Atunci vom merge mai departe. Una dintre comentariile care le-am văzut chiar acum pe Zoom este că... ce facem pentru învățământul preuniversitar? Și chit că acest workshop a fost destinat învățământului universitar, mi-am permis să vă prezint spre final și câteva informații despre învățământ, care posibilități pentru învățământul preuniversitar. Proiectul nou pe care Universitatea Politehnică din Timișoara îl are, de Open Decomp Edu, deci de competențe digitale deschise pentru profesorii din școli, deci profesorii din învățământul preuniversitar, cum i-am spune noi în România, și care este un proiect nou, un proiect Erasmus Plus de parteneriate strategice, care a început recent și care este valabil până în 2024 și care se desfășoară prin sub coordonarea Moodle Spania, platforma de managementul resurselor educaționale online foarte cunoscută, foarte populară, de sursă deschisă, cu Inspectoratul Școlar Județean, cum ar veni din Catalunia, din Spania, cu Politehnica din Timișoara, cu Inspectoratul Școlar Județean din Timiș, cu Universitatea Pireus, cu Universitatea cu Centrul de fapt de dezvoltare de competențe din Universitatea din Zagreb și cu o companie care dezvoltă resurse educaționale interactive din Norvegia. Aceștia sunt, să zicem, primii parteneri, prima întâlnire de parteneri care a avut loc online. Ce ne propunem? Să îmbunătățim competențele digitale ale profesorilor din mediul preuniversitar și, în special, să le putem prezenta modalitățile prin care ei pot să vadă și să acceseze unelte digitale deschise. Deci unelte care nu necesită neapărat plată și care se pot face destul de ușor și într-un mod destul de facil. Acest lucru vom încerca să-l facem prin analiza mai întâi a practicilor care există. În această fază ne aflăm acum, să avem parte așa de o analiză a practicilor din punct de vedere al modalităților de unelte, să zicem, și experiențe în învățământul preuniversitar. Noi, Politehnica din Timișoara, de exemplu, ne bazăm foarte mult pe chestionarele pe care toți dintre dumneavoastră le completați la finalul workshop-urilor, webinarilor pe care le desfășurăm de 2-3 ani de zile încoace și care sunt din ce în ce mai multe și mai facile și mai interesante ca și din punct de vedere, dar ne vom baza foarte mult și pe evaluările de tip selfie și asta este invitația pe care o adresăm atât celor de aici, cât și celor din online.
dacă școala dumneavoastră sau dumneavoastră personal ați făcut teste selfie, deci care sunt testele la nivel european de validare a competențelor digitale educaționale, vă rugăm să ne scrieți, puteți să scrieți și aici în chat, în Zoom, sau să ne spuneți sau să ne trimiteți un mesaj, pentru că vom încerca să putem să lucrăm cu dumneavoastră pe viitor mult mai direct și mult mai implicat și să vă dăm acces la toate resursele pe care le dezvoltăm în acest proiect. Fiindcă acest proiect își propune în special să dezvolte cursuri dedicate pentru aceasta și un microcredențial. Microcredențialul este o microspecializare care să fie validată la nivel internațional, mai ales și de către Moodle, care este un validator de certificate internațional și voi prezenta puțin mai încolo, dar care să urmeze aceste trei modalități, aceste trei structurări de învățare, cel care este dedicat profesorilor, cel care este dedicat celor care proiectează și dezvoltă materiale instrucționale, în anumite cazuri ei pot să fie suplimentari de către profesorii sau pot să fie aceiași cu profesorii și, bineînțeles, pentru liderii de școală și pentru administratorii de școală, pentru directorii de școală, pentru care vor putea să existe aceste, să zicem, facilități suplimentare de integrare și care va putea să creeze, de fapt, acest grup de experți în zona de competențe digitale educaționale. Cursurile pe care ne propunem să le dezvoltăm în următoarea perioadă se bazează în principal pe platformele deschise, pe uneltele deschise, pe Moodle. Este primul curs pe care îl vom face, dar doar atât. Restul vor fi unelte digitale deschise și care te vor ajuta să poți să predai, care sunt unelte care îți permit integrarea lor și modalitatea lor. Noi modalități de evaluare, cum poți să evaluezi elevii din învățământul preuniversitar cu unelte digitale cât mai libere și cât mai accesibile, cum pot să creezi acest ecosistem, ce înseamnă el, ăsta este mai ales dedicat celor din directorilor de școli și ce ar trebui să faci ca să poți să dezvolți o astfel de structură, diversitate și incluziune în educație și, bineînțeles, care sunt teoriile noi din punct de vedere al schimbărilor climatice și care pot să fie abordate în educație, ce ar trebui să învățăm pe toți elevii noștri despre ce se întâmplă cu platenta noastră într-un mod sau altul. Aceste cursuri vor fi adaptate, vor fi integral online, va fi un program de training care ne va permite, bineînțeles, să avem și aceste microcredențiale. El se bazează foarte mult pe acest model de e-portfolio, deci de structurare de portofoliu digital, care va putea să permită transferul acestor cursuri și se vor alinia la cunoscutele deja standard european, DICOMPEDU, competențele digitale pentru educație la nivel european, care se bazează pe dezvoltarea profesională, pe resursele digitale, pe educație, pe evaluare, pe întărirea comunicării și învățământului centrat pe studenți și, bineînțeles, pe îmbunătățirea competențelor digitale. Aici le puteți vedea pe acestea. Așa cum am spus, Moodle Academy, care este primul curs, este deja dezvoltat în mare parte și care ne va permite să facilităm, este platforma prin care noi vom livra toate aceste cursuri într-un mod foarte definit. Pe Moodle Academy deja puteți să mergeți și să urmați trei trasee de învățare. Unul este pentru profesori, pentru educatori, unul este pentru administratorii de platforme Moodle și unul pentru dezvoltatorii de elemente și educaționale și de plugin-uri prin Moodle și la sfârșit puteți să primiți diplome și certificate de validare de cunoștințe care sunt certificate de către Moodle. Vă invităm totodată și la Moodle Mutul Global, care va avea loc în Barcelona și la prima, să zicem așa, prezentare hibridă a acestor cursuri, care va avea loc în septembrie în Barcelona și care ne va putea permite să vedem cum putem să facem această educație pentru viitor. Câteva informații puteți să găsiți deja online pe site-ul proiectului și repet din nou această informație, vă rugăm frumos și pe cei care ne urmăriți online, dacă ați testat sau ați accesat uneltele de tip selfie ale Uniunii Europene, care sunt uneltele de autoevaluare la nivel de școală și la nivel de profesor a competențelor digitale educaționale. Vă rugăm să ne scrieți pentru că suntem foarte interesați să putem să lucrăm cu acele școli și cu acei profesori în această primă fază de proiect. Puteți să scrieți și în chat
Și puteți, bineînțeles, să ne scrieți și în online. Hai să vedem dacă sunt întrebări mai întâi în chat. O să folosesc ochelarii. Așa. Deocamdată nu avem nicio ofertă de școală care a făcut testarea prin selfie. Noi îi așteptăm și dacă sunt ceva întrebări sau dacă doriți să putem să comentăm sau să validăm aceste informații, mai avem câteva minute la dispoziție. Aceasta a fost, să zicem, ultima prezentare din acest workshop. Dacă este altcineva dintre colegii mei care dorește să zică câte ceva. Dacă nu, eu am să încerc să fac așa o scurtă finalizare. Da, avem o școală din Madrid, dar care scrie pe românește, deci este un profesor din Madrid care mi-a scris că a fost evaluați prin metoda selfie, deci așa că deja de undeva din românii sunt de peste tot și toți ne scriu în ce modalitate, cum pot să facă. Eu vreau așa pentru final, fiindcă cumva încheiem în curând acest an academic sau acest an școlar s-a și încheiat, să ne aflăm în mijlocul bacalaureatului și a evaluărilor naționale, care sunt procesele de schimbare, în proces de schimbare cumva pentru învățământul preuniversitar. Vorbind la modul general și cumva încercând să sintetizez ceea ce am încercat noi să prezentăm astăzi în aceste workshop-uri în acest workshop de transformare digitală, aș dori să rețineți două, trei lucruri. Dacă doriți să vă perfecționați sau să învățați cum să faceți educația online mixtă, hibridă, aveți la dispoziție cursuri, există, multe dintre ele inclusiv și în limba română, fie că sunt simple de competențe digitale, fie că ele sunt de învățare și de instrucție și de modalitate de cum poți să dezvolți la resurse educaționale până la evaluare, până la integrarea de cursuri online în învățământul formal, până la unelte și cum ai putea să faci parte de comunicare și de unelte care să le știi ce să faci cu ele. Sunt foarte multe, de securitate, de date, de realitate virtuală și multe dintre ele sunt traduse în limba română. Vă rugăm să le urmăriți, să vă înscrieți la ele, fiindcă absolut orice lucru pe care îl învățați vă deschide un alt orizont. Webinarile și activitățile pe care Centrul de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara le face sunt întotdeauna dedicate exact acelui lucru, cum a zis și colega noastră de la Universitatea de Vest, ridicarea awareness-ului. Deci faptul să facem cât mai cunoscut că există aceste modalități și că totul depinde doar de noi. Mulți dintre noi și dintre dumneavoastră așteaptă de cele mai multe ori, nu știu, așa, un impuls, fie de la director, fie de la, nu știu așa, de la posibilitatea de avansare, dacă este printre criteriile de avansare, îl facem, dacă acumulăm puncte, îl facem. Haideți să încercăm să nu ne mai gândim doar la această evaluare cantitativă a competențelor noastre, ci să ne gândim că, în primul și în primul rând, facem educație, ne-am ales această meserie cu toții, nu ne-a împins nimeni către ea. Și eu, pe lângă, să zicem, poate cea de medic, este una dintre cele mai nobile meserii, fiindcă noi ne formăm viitorul nostru. Toată lumea zice că îi formăm pe copiii noștri. Da, dar asta are o însemnare mare. Adică ceea ce va arăta România peste 20-30 de ani depinde de ceea ce facem noi acum, atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar. De ce zic și în cel universitar? Că chiar dacă ei imediat intră în industrie și lucreze, ei trebuie să știe că trebuie să învețe pe toată durata vieții. Dacă nu învățăm pe studenții noștri, și aici mă refer doar la studenții din universități, să învețe continuu, să-și dorească să facă ceva mai mult, peste 15-20 de ani, poate chiar și mai repede, pentru cei din zona de inginerie avansată, în 5-7 ani, multe dintre cunoștințele pe care le au nu vor mai fi fezabile. În Timișoara și în zona de vest a României, noi trăim într-o bulă economică în care ne dezvoltăm, studenții noștri sunt rapid angajați, avem șomaj negativ, sunt întotdeauna mult mai multe locuri de muncă în anumite domenii, mai ales în domeniile emergente, zicem noi, sau
în cele care sunt puternic avansate în zona tehnologiilor, în care e nevoie tot timpul de ingineri și de specialiști, dar cât de sustenabil va fi acest model peste 20 de ani? Și ce vom face? Cum îi putem îndetermina să-și facă ei singuri această dorință? Fie că își fac firme, fie că dezvoltă, fie că pot să facă cercetare, fiindcă doar modalitatea de a încerca să învățăm pe studenții noștri țintit pentru anumite competențe care sunt astăzi cerute pe piață, nu mâine cerute pe piață, nu cred că ne va permite să avem o regiune mai sustenabilă, să trăim mai bine și să încercăm să fim cât mai buni. Asta așa cumva a fost nu o notă tristă, ci un imbold mai mult, fiindcă chiar îmi doresc, ne intrăm în vacanță de vară aproape toți, mă rog, noi cei din mediul universitar suntem în sesiune, avem admitere, vacanța noastră de vară e din ce în ce mai scurtă, dar mai ales pentru cei din învățământul preuniversitar, știu că o să ziceți o vacanță avem, da? Dar în acea vacanță să poți să-ți aloci o oră pe zi pentru a te dezvolta pe tine însuți, învățând ceva, este minimul efort pe care îl poți face și a încerca să-ți schimbi atât mentalitatea cât și competențele pe care le ai, iar noi credem cu tărie că învățământul digital și educația digitală merită această implicare și această transformare. Aveți resurse multiple la dispoziție, toate webinarele dezvoltate de Politehnica din Timișoara sunt la dispoziția tuturor, sunt în total la ora actuală, cred că peste, numai limba română, cred că avem vreo 30 de cursuri pe Unicampus, dar sunt și mai multe, cred că în total. Sunt cursurile de pe DigiCulture, care sunt în total 96 de cursuri în 6 limbi care pot fi urmate și pe care chiar vă rugăm foarte mult să încercați să le urmați și să vă îmbunătățiți orice competență și orice mod. Chiar dacă sunt simple, multe dintre ele veți vedea că le puteți termina în 10-12 ore de învățare. Nu sunt cursuri dificile, dar fiecare pas pe care îl faceți contează. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la workshop. Vă doresc să deveniți ambasador digital cu toții și ne vom vedea în toamnă cu o nouă serie. Timișoara se pregătește pentru Capitală Culturală Europeană. Noi, echipa Centrului de e-learning și echipa Centrului Multimedia din Universitatea Politehnică din Timișoara, dezvoltăm un proiect major de cultură digitală pe care îl dezvoltăm din 2019, Patrimoniu sub reflectoare, Spotlight Heritage Timișoara, care se va lansa în 5 iulie în Timișoara, atât online cât și ca aplicații. Multe dintre aplicații există, site-ul este disponibil, aplicațiile mobile și de realitate augmentată sunt disponibile. Aplicațiile dezvoltate de aplicațiile de realitate virtuală pentru două puncte majore din Timișoara, Biserica Mileniu și Biserica din Piața Bălcescu, au fost nominalizate la premiile MEDEA, premiile de europene de digitalizare avansată, să zicem așa. Colegii noștri au fost studenți, au fost nominalizați acolo, fiindcă multe dintre aceste produse sunt realizate în co-creare cu studenții. Acesta va fi următorul eveniment pe care îl vom avea, un eveniment din nou hibrid, de altă factură, de zonă de patrimoniu digital pe care noi încercăm să-l prezentăm pentru Timișoara 2023. Vă mulțumesc mult de tot și vacanță frumoasă tuturor! La revedere!